Ok, salutare băieți, am revenit pe canalul celor de la KFC România. Eu sunt Stai și azi să vedeți prima mea experiență cu Fortnite-ul după foarte mult timp în care nu m-am jucat. Deci eu nu am apucat să-mi văd armele noi băgate, Heavy Sniper-ul, Rocket Launcher-ul ăla nou. Sincer, chiar a fost destul de amuzant. V-am zis că o să revin pe canal pentru că a fost un suport mare la primele două clipuri pe care le-am postat aici pe canalul ăsta. Dacă o să fie în continuare, revin. Așa că nu uitați, dați și voi un like, un subscribe. Vorbim prea mult, hai să-i dăm drumul la clip. Știți că nu m-am mai jucat Fortnite. Și în ultimul update, când am văzut și eu pe YouTube, s-a băgat Heavy Sniper-ul înapoi. Și sincer, azi trebuie să aflăm ce se întâmplă cu Fortnite-ul în 2022. Pere, n-am avut timp să mă joc Fortnite. Efectiv. Uite, Heavy Sniper. Tot spun că Heavy Sniper-ul e băgat înapoi, dar e nașpa rău de tot. Chiar sunt curios dacă chiar e nașpa sau nu. Nu, asta e tot ce o să facem. Vrem să vedem dacă mai există Heavy Sniper bun. Că din ce știm, băie, nu mai există armă în Fortnite care să dea one shot, ceea ce e pretty weird. Mamă, s-a băgat construit înapoi. Credeți-mă că eu nu am putut să joc Fortnite normal aproape deloc. Deci prima mea experiență alături de voi în care chiar mă joc Fortnite pe setup-ul meu normal aici la KFC pe canal. Ce putea să fie mai exclusiv de atât, băieți? Ce se întâmplă? Ce chestia asta roșie? Ar fi drone ca în sezonul trecut, habar n-am. Aici văd că, da, cam distrusă harta acolo, nu știu ce se întâmplă. Unde găsim Heavy Sniper și unde câștigăm din prima? Asta e întrebarea mea, pentru că vreau să-mi demonstrez că sunt bun și pot să câștig din prima. Ce iese fund acolo? Vere, ce s-a întâmplat cu Fortnite-ul? Cât timp am fost plecat? Like, best player in the game a fost plecat câteva săptămâni, o lună. Și se distruge deja mapa, bă, băieți. Wow! Asta e nuit. Ok, asta dă 90. S-a nimerit, da. Nu pot să cred. Mori. Era best player in the game asta, băieți. Nu vreau să aud comentarii. Bun. What the fuck? What the fuck? Chestia aia de one shot. Am luat un sniper, dar n-a fost Heavy Sniper. Mai trebuie să-l băgăm un match. Este primul match, da? Nu vreau să aud pe nimeni că spune că nu e primul match. O să câștig din prima. Bă, ce dormi a fost să joc Fortnite? Asta zic o dată la două săptămâni sau o lună. What the fuck, bro? Ce se întâmplă? Wow! Fortnite! Bă, a devenit mai greu de când m-am jucat eu. Oh my god, am și uitat că pot să construiesc. Deci voi v-ați văzut cum am pus peretele ăla dinainte? Bro, dar încă n-am găsit Heavy Sniper, nu-mi vine să cred. Like best player in the game, ai Heavy Sniper, n-ai, degeaba. Mamă, tankuri! Doamne, ce m-ai speriat! Și n-ai Heavy Sniper, GG. Wow, nu-i Heavy Sniper, fuck. Am ajuns să mă bat cu roboții, bă. Aproape să mă bată. Câte Rocket Launcher, bă, câte s-au băgat în Fortnite. Vă vine să credeți că e prima oară când mă joc cu Rocket Launcher ăsta? Că mai bine episodul se numește Psych descoperă Fortnite-ul din nou sau pentru prima dată. Că să mor eu. Mi se par prea multe lucruri noi. Rog, nu-mi da cap, te rog. Ce rost are să lutezi în 2022 în Fortnite când poți să treci cu tankul în fiecare casă? Puneți-mi voi mie. E și mult mai satisfăcător. Ia uite, miniuri. Doamne. E chef am dă un live, băie, să mor eu de nu fac live-uri. Aș lua bigurile alea, dar bă, chiar vreau să păstrez Rocket Launcher-ul. Nu m-am jucat niciodată cu el și vreau să văd cum e. O fi cineva acolo, hai să punem pariu. E cineva mor. Uite-l pe ăsta. Bă, frate, am tank și tu tragi în mine. Îl calc. Oh my god. Dacă îi arătai cuiva acum 2 ani, o să mor călcat de Fortnite. Călcat de tank în Fortnite, nu te credea. Oh my god, poți să editezi și să construiezi la normale. What the fuck, bro, cât de tare. Ia uite, mănânc pești, măcar pești încă au rămas. Frate, da, devine Fortnite-ul din ce în ce mai pustiu. Sincer vă zic, gen nu găsesc player. Efectiv, am 5 kill-uri și mai sunt 22 de player fără mine. Ia, caut player. Ia uite-i, uite-i tati player. Bătălia adevărată între player pe... What? Între player pe Fortnite. De când n-am mai văzut un build battle, băieți. Băiatul știe să construiască. Nu știe să tragă. Știe să joace. Wow, s-a baricada, băie. What, ce face racheta asta? Nu merge să trec un perete. Îl bat, băieți. Wow, s-a baricadat acolo, let's go. Da, bro, trece, vai. Vine altul. Mori.
Oh my god, Anonymous, mori! Bătălii intense sunt pe Fortnite, bă, băieți. Deci nu n-am mai văzut așa ceva. Când mă jucam eu Fortnite, nu erau bătălii așa intense. Dar nu mi-am dat sufletul să mor eu, dar nu. Și tot n-am găsit heavy sniper-ul. I can't believe that. Ziua mea de stat degeaba, stat degeaba. Ne scrie în comentarii de la ce melodie poți acest verde. Dacă ghici, vă răspund eu la comentariu pe canalul KFC. Luați-o pasta. 7 kill-uri. Bă, ești nebun la cap. Cred că încă pot fac 20 bomb. Nu prea. Dar văd că e primul meu match după o grămadă de timp. Bro, chiar sunt bun la Fortnite. Încă sunt. Nu cred! L-am găsit! No freaking way, bro. Stai așa, mai vreau să dau niște de astea că știu sincer încă ce fac. Deci racheta asta, de ce nu se duce? Ok, am înțeles. Ideea. O să dau acolo atunci. Nu prea face nimic racheta asta, din păcate. Nu-mi place. Heavy sniper, vreau să văd ce faci. Wow, unde trage? Doamne ferește, ce oameni. Uite-l până acolo. Bro, ce se întâmplă cu Fortnite-ul? Drag toți în mine. Oh, încă sparge peretele din prima. Cât de meci dă? 126. La cor, și dă peste 100. Nu știu cât de la cap. Adică nu dă one shot. Dacă nu dă one shot, chiar ar fi nașpa. E heavy sniper. Dacă dă one shot, ar fi tare rău de tot să fie singura armă care dă one shot pe Fortnite. Imagine, boy! Ați văzut ce hit nimeream? E fi nimerit un cap. Oh my god, imagine! Bă, nu prea știu să trag cu sniperul. Dacă nu am mai tratat atâta timp, prea mai folosit sniperul. Bat player și aici. Băi, când de luptă? Cine a tras, mă, în mine? Eu nu în bușul ăsta, de trage în mine. Da, uite-l. Wow, stătea în buș. Mi-a pus con, what the fuck? Wow, e crazy. E crazy, omul. E crazy. Duc să-l dărâm. Ce-ți playere așa de bun în Fortnite în 2022? Wow! Uite-l pe băiatul meu că mă sparge. Și așa mor în Fortnite în 2022. Spart! Wow! O să mor de la zona. Mor de la zona în Fortnite. Wow! Wow! Nu cred! Asta e experiența mea pe Fortnite în 2022, băieți. Wow, nici nu vreau să fakez că am câștigat în prima sau a doua oară. Așa o las. Wow, nu vine să cred. Și am primit gift de la Ionuz V. Pe clip. Coroană. Dacă n-am câștigat coroana pe Fortnite, măcar Ionuz V mi-a dat-o. Denis V mi-a dat-o, băieți, pentru ăștia care știi. Oricum, bă. GG, man. G fucking G. Da, băieți, cam asta a fost experiența mea pe Fortnite. Bă, nu mă așteptam să fie chiar atât de diferit. Eu nu m-am jucat de foarte mult timp, totuși. Oricum, GG, mă, GG, cum am zis. Nu uitați încă o dată, abonați-vă, like, subscribe. Eu am fost Sike pe canalul celor de la KFC România și noi o să ne vedem data viitoare. Vă pup, bă.